Din primele cercetări se pare că vatmanul din al doilea tramvai a observat prea târziu că cel din fața lui a încetinit, se pare fără motiv. Ce se vede, a frânat el și am frânat și eu târziu și am intrat în el. Am avut. Veniți? O doamnă un pic lovită la... Ce durere a fost? Nas. Ce stare a fost preluată? Ce ați văzut? Stare de conștiință. Deci a fost conștientă. Nepăstrând distanța regulamentară, acesta a intrat direct în spatele tramvaiului care circula regulamentar. În păcate s-a întâmplat, se mai întâmplă tot timpul, dar... N-ați reușit să frânați la timp? Păi nu, domnul colegul cu tramvaiul scos din față. Și cam ce viteză aviați când v-a lovit? Păi nu știu, eu am redus viteza și el... Nu știu. Cert este că o persoană a ajuns la spital în urma impactului. Din fericire, la acea oră, în cele două tramvaie nu erau decât câteva persoane. A fost adusă o pacientă călătoare în tramvai care prezintă o contuzie cervicală simplă și escoriații la nivelul feței. Starea generală este bună și va fi externată. Compania de transport va începe o anchetă în acest sens pentru a vedea cine se face responsabil de producerea accidentului. Poliția își va face dosarul, va stabili vinovățiile, iar noi o să ne facem o anchetă internă care va stabili daunele și, mă rog, persoana care se face vinovată și de la care se va recupera. Din păcate, sunt două vagoane care un timp de nu vor fi în circulație. Poliția va demara și ea o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului. Traficul pe calea Aurel Vlaicu a fost blocat mai bine de 30 de minute.